În municipiul Câmpulung sunt în plină desfășurare meciurile din cadrul Olimpiadei Gimnaziilor la basket fete și băieți. În sala de sport de la Colegiul Național din Nicu Golescu s-au disputat astăzi meciurile etapei a treia între echipa gazdă din Nicu Golescu, profesor antrenor Iulian Nicolaescu și Oprea Iorgulescu, profesor antrenor Nicolae Lovișteanu. La întâlnirea băieților, meci din care ați urmărit aceste imagini, Dinicu Golescu s-a impus la o diferență de 11 puncte, 33-22, iar în meciul fetelor, disputat în deschidere, Oprea Iorgulescu a câștigat scor 25-7. Etapa a patra se va disputa miercuri între Colegiul Național Pedagogic Carol I și Școala Gimnazială Sfântul Iacob. Băieții vor juca de la ora 15:30, iar fetele de la ora 16:30.